Aparatura medicală achiziționată pe fonduri europene stă depozitată în containere în care se asigură și climatizarea necesară în curtea Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște. Asta deoarece nu poate fi montată în secții din cauza întârzierilor apărute la lucrările de modernizare cauzate de disputa avută în Consiliul Județean, când consilierii USL nu au vrut să voteze accesarea unui împrumut care să asigure finanțarea proiectului. În prima tranșă a fost adus un computer tomograf performant care poate fi folosit și pentru pacienții care au o greutate de peste 100 de kilograme, remene și aparatură pentru sălile de operații. În spatele nostru vedeți aparatura medicală care a fost venită pe finanțarea europeană cu bani europeni de la firma austriacă ce a câștigat licitația. Este containerizată, este depozitată în condiții optime, pentru că este aparatură fină de înaltă calitate, are și condiții de temperatură și de climatizare perfect asigurate. Valoarea aparaturii achiziționată cu bani de la Ministerul Sănătății este de 25 de miliarde de lei, iar pe 28 decembrie urmează să ajungă și aparatul pentru radiologie superficială, care are o valoare de aproximativ 10 miliarde și care va înlocui vechiul aparat cu o vechime de peste 40 de ani. Întreaga aparatură care va ajunge la Spitalul Județean este de aproximativ 8 milioane de euro. Deci din banii de la Ministerul Sănătății ne-a sosit până în momentul ăsta aparatură de 25 de miliarde, care este toată depozitată în incinta noastră la direcție până când va fi pusă în funcțiune. Cei implicați în acest proiect de modernizare și reabilitare urmăresc să fie date în folosință cele 5 săli de operație până la Paște, iar în martie partea de imagistică. Dovadă stă chiar agitația din ziua de 23 decembrie în ziua decolind, când la Spitalul Județean de Urgență se lucrează de zor. Secția de cardiologie este aproape gata, se lucrează la oncologie, dermatologie, reabilitarea termică la clădirea centrală a fost finalizată, iar acum se lucrează pe interior, la instalații și pardoseală. Dacă vremea va fi frumoasă și se va putea lucra în ianuarie-februarie, la sfârșitul lunii martie, probabil că până de Paști, vom inaugura cele 5 săli de operații.